Daniel, bine ai revenit. Salut, Mihai. La Craiova. Eu am venit cu șapca pregătită pentru tine și cu mașina. Eu n-am venit pregătit. Mi-e potrivit. De ce? Nu, întotdeauna filozofia vânzătorilor germani, fiecare mașină își are cumpărătorii. Da, bineînțeles. Și în orice domeniu. Iar concurența, de fapt, amplifică volumul de vânzări. Da. Dar apropo de concurență, crezi că mai e? Nu. Aici vreau să ajung. Pentru că e o uniformizare, fiecare producător. Nu e o problemă că folosește același ghimbandici de design. Dar mi se pare să vă uitați cumva la calendarul lansărilor. Da, știu. Cumva sunt înțeleși. Fratele meu, tu lansezi acum, eu lansez acum, ăla lansează peste nu știu cât timp. Iar diferențele între ele... Însă astăzi... Sau amestitul episodului de astăzi este ce mașini vom conduce peste... Sau ne vedem că vom conduce... Câți ani zici? 10 sau 15? 10. 15 e deja... Da. Fast forward. 10 ani. Toyota Prius. Eu? Nu, eu nu. Tu. Toyota Prius sau Lexus? Știi de ce mi-e frică? Mai ales pentru Lexus și pentru Lexusul din Europa. Va fi unul dintre primii care cam va bate înapoi. Datorită vecinilor și prietenilor lor chinezi. Am condus MG în Germania, mașină de închiriat, iar Lexusul nu mai spun câte am putut conduce. Diferențele... Știu, sunt de la asta la aia. Că tu ai venit cu un Range Rover. Dar vezi, ne lovim de chestia aia care și, să zicem, în domeniul nostru de activitate, oamenii întreabă prețul. Da, sunt categorii de oameni care întreabă prețul, categorii de oameni care au nevoie de imagine, categorii de oameni care au nevoie de calitate, nu au nevoie să pierdă timpul, că o mașină cu problemă în garanție înseamnă timp pierdut. Și, cum să spun, în interior... Vei realiza diferențele. Din exterior poate arată ambele frumos, poate exotic. Dar interiorul face diferența și modul de rulare. Da. Nu știu dacă mai ții minte, dar am filmat împreună Tesla. Și am și spus, e ușor să faci o mașină în momentul în care ai bani. E greu să ai o echipă care să-ți rafineze întreg ansamblu, astfel încât senzațiile oferite de mașină în rulare să se ridice la o mașină termică. Apropo de chestia asta, știi că eu am fost un mare și sunt în continuare un mare fan al mașinilor electrice. Dar cu cât trece mai mult timp și cu cât văd că infrastructura nu se dezvoltă, subvențiile pentru prețul de achiziție de nou vin și pleacă cum vor guvernele. E o tactică acolo. Decât să dea 10.000 de euro unei pentru o singură mașină și să-ți iei Tesla, da. Interesul lor este... Îl splituim, facem la jumătate și facem doi beneficiari. Dispar de pe stradă. Cumva nu-ți bagi joc de mine client care a cumpărat, trecem, a cumpărat o Tesla în 2024 și în 2033 vreau să-mi iau alta. Și tu poate nu mai ai aceeași subvenție. Mi se pare cumva normal. Uite ce s-a luat la diesel în anii 80. Luați și acum? Nu mai luați. Nu mai inclusiv ce s-a întâmplat cu chestia, băgăm filtre de particule ca să fie mașinile sănătoase. Și acum, după 20 de ani, ne-am dat seama că stai că nu mai sunt sănătoase. Adică, bă, nu-ți bate joc. Mașinile sunt într-adevăr construite de contabili acum. Și legislate de politicieni. Dar până la urmă sunt folosite de cetățeni care plătesc cu banii lor lucrurile astea, știi? Așa a fost și va fi întotdeauna, o turmă de manevră. Revenim la ce vom conduce. Cam asta mă văd eu, dar... Nu exclud și un plug-in hibrid, pentru că până acum am vorbit doar de hibrid normal, la care eu văd multe avantaje în sensul că nu stai să o încarci. Da. Nu ai nevoie de o priză de încărcare, pentru că o mașină plug-in hibrid sau un hibrid se justifică în momentul în care ai unde să o încarci. Ca să pleci cu cablu după tine, hai să mergem să o încărcăm, mergem și cumpărăm de colo că pot să stau 3 ore să o încarc, dar după 2 ore ți-o deconectează. Și te înjuri cu alții pe acolo că ți-i stația ocupată. Oricum, să știi că cred că în 10 ani în România ăștia de se bat prin trafic se vor bate pe la stațiile de încărcat.
se vor certa în aplicații, se vor hăcui, se vor hăitui în chat-ul. Au aplicații ăștia chat, nu? Probabil. Încă nu, dar vor avea. Grupurii sunt, dar nu cred că pe dedicate doar pentru a încărca. Sunt aplicații care îți afișează unde sunt libere și nu știu ce, dar se rezumă totul la cât de onest ești tu ca consumator să te duci atunci când te-a notificat că s-a încărcat să o deconectezi și să oferi locul unui alt doritor. Eu stau în București, undeva în nord, în afara Bucureștiului, într-un cartier, să zicem, mediu. Și tocmai au fost realizate câteva zone comerciale lângă el. Știi ce am observat? În mijlocul parcării, două zone se disting. Una pentru autoturismele aparținând Spark, cele pe care le închiriezi și și zonele unde au montat stații de încărcare. Și n-au montat două, n-au montat patru, au montat opt. Bine. Și, ca virgulă, locuitor în acel cartier, ai posibilitatea, treci o barieră, te încarci și revii. Adică nu trebuie să faci o deplasare nu știu unde. Uite, eu am început să frecventez și eu nordul Bucureștiului. Mă duc la Znagov o dată pe lună. Saltăm pe către pe partea asta. În Znagov, în localitățile care ieși din DN și până în A3, tăind localitățile, nu e o stație de încărcare. Sau eu nu le-am văzut. Și e raiul bogaților acolo. Lângă A3 este Cosmopolis, exact unde am spus eu că... Da, spre București, în jos. Da. Nu, eu vorbesc de zona rezidențială Znagov, care te-ai aștepta să aibă. Dar bine, oamenii de acolo nu cred că stau în problema decât consumă. La Corbeanca sunt stații de încărcare. Eu așa știu. Însă să știi că mie, cu cât mai înaintez în vârstă, așa începe să-mi placă să fiu cât mai mult conservator. E ceva firesc. Da, și momentan nu mă așteptam ca mașinile electrice să evolueze mai mult. Mă și vedeam într-un loc. Chiar vreau să iau o chestie din aia chinezească, gen Suda. Asta e un Logan cu 4 roți, cu 4 uși, pe curent, cât o merge, merge. Nu, unde să o încarci? Decât acasă. O încarci acasă, urci prețul. Și pe urmă am descoperit o chestie. Băi, eu în Passatul meu alimentez un plin pe lună și nu-l termin. Și merg preponderent urban cu el. În afară merg numai cu toare, cum e frică de accidente. Și mi-am dat seama, bă, stai că eu banii mulți îi cheltui în afară, de fapt. Că merg cu o mașină mai mare, mai grea. Că alimentez de 300 de lei pe lună, 400 de lei la un Passat. Asta e, mi se pare ok. Într-adevăr, la o electrică ar fi de 100 de lei, dar electrica nu te ține o lună cu 100 de lei. Nu. Aici e problema, știi? O lași încărcată iarna, seara cu 99%, o iei cu 90 și ceva la 100 dimineața, că e frig pe la noi. Așa că mă văd, nu știu, o să încerc o mașină electrică, dar mai așteptăm un 5 ani să vedem ce este acum, cum vor evolua la piața second hand, și nu văd, nu au același lucru, nu au aceeași devalorizare ca mașinile termice. Foarte, foarte bizar fenomen și să le vedem. Bizar, pentru că tehnologia bateriilor este diferită, pentru că folosesc baterii diferite, de capacități diferite, cu sisteme de management diferite. Fiecare producător a pus cam ce l-a tăiat capul. Nu e ok. De ce? Și pe motorizările termice. Unii au linii, alții au un V, alții au boxer, alții au Wankel. Sursa de combustibil e aceeași. Aici e... Bine, mă rog. Și la... Dar să știi că din producătorii clasici, nu vorbim de Tesla și producători dedicați de electrice, mie nu mi se pare că niciunul a făcut ceva wow. Deși au un know-how în spate. Și 99% dintre ei au făcut din mașina, din modelul de serie termic, unul electric. Cu o excepție. Nissan Leaf. Da, bine, da, care e un pionier oarecum. Dar știi de ce nu s-au concentrat? Pentru că având ramura de bază motorizări termice, aia o să primeze, până când trendul pieței o să zică, băi, gata, stop, shift, ne mutăm pe. Că avem, experimentăm pe banii consumatorilor, e partea a doua. Da. Prin Germania ce mai sunt? Electricele cum se răspundesc așa? Ai văzut prin parcuri chiar, au început să apară, că ar trebui că au început să apară, sunt. Sunt. Iar ultima mașină a cărei achiziție am consiliat-o a fost un Jaguar F-Pace.
dealerul era Jaguar Land Rover și MG. Bă, să știi că și eu am mers cu un MG, cu al unui domn care venise cu el din Italia pe roți. Cu o escale, cu... Nu e o mașină rea. Nu, dar e o mașină de 22.000 de euro. Nouă. E o mașină cum a fost Loganul la lansare. Păi da, la lumină de Logan. Nu, nu. Vreau să zic da, înțeleg, impactul, știi, impactul la momentul respectiv cu impactul de acum. Ce oferim? La ce preț oferim? Eu am mers cu acele MG în Germania. Piele, trapă, ecranul. Da, digital. Am conectat Android Auto. Mergea chiar. Mergea și după ce treceam de 50 de metri de făcut la stânga, îmi spunea la stânga. A. Adică mai păi sunt. Sateliții săi americanilor. Mai sunt rafinat niște chestii, dar per ansamblu, mergea. În momentul în care vrei doar să zici, băi, eu am niște cheltuieli, să zicem, cu deplasările, cu mașina de atâta pe an. Ce îmi permit? La leasing. Îmi permit mașina asta. Pe asta o iau. Oricum, eu știi ce, cum văd un pic viitorul industriei auto europene? Dacă nu iau niște măsuri și vor lua, probabil niște măsuri legale, la Wolfsburg se face un fel de Detroit. Și la Sochaux, și la multe centre din astea din Franța, Germania. Pentru că chinezii vin cu strategia asta. Odată mii de modele, mii de mașini, plus mutăm și fabrici în Europa. Ceea ce parțial e bine. Dar mașinile chineze nu vor trece, sau momentan, și nu cred că poate să treacă în liga mid-range spre premium sau chiar premium. Și asta zic că omul va fi cumva tentat de un model de lux chinez, mega accesorizat, mega dotat, în favoarea unui model Lexus, care se cam bate în preț. Nu. Și în ce cauză? Phaeton. Da. De ce nu s-a vândut? De ce nu s-a vândut? Băi, a fost făcut manual. Mai bine decât multe alte mașini, pentru că avea logo-ul greșit. Exact. Așa va fi și la chinezii. Da, știu. Dar vezi, Europa din 2030 nu mai e cea din 2005. Da. Nivelul de câștig al europenilor nu mai e. Pentru că de asta, vedeți, e plină de Daci. Acum 30 de ani credeți că... Bine, nu erau mașini atât de ieftine, dar erau Fiaturile, care erau un entry level. Punto, tipo, alea. Alt nivel de câștig. Asta e explicația. Iar europeanul care are cultura asta de mașină nouă la 5 ani și zice, bă, o scrie Dacia pe ea. Da, uite ce frumoase, uite Android-ul, uite ecranul, uite garanție, mi-o iau, salut, sănătate. Da. Și revenim la feeling-ul interior. Strategiile vor fi făcute și refăcute. Dovadă că Infiniti s-a retras din Europa, dar vinde în America de rupe. Oricum, din nou se pare că cortina asta geopolitică se reașterne și lumea se rupe din nou între state și Europa. Europa trece iar la un alt fel de regim. Cum am mai avut și în trecut, un bloc estic. Acum trece la un alt fel de regim. Vrea, nu vrea? Bine, poate să vrea, că anul ăsta e cu alegeri și poate să schimbe mult. Iar americanii se întorc la lucrurile de bază. Cui va fi bine, cui va merge bine, nu știu, dar eu, sincer, eu personal, sper să pot ca peste 10 ani să am o Skoda Superb sedan, că Passat nu se mai face, și un Touareg modelul din prezent. Și poate o din asta mică, electric, mică, ceva electric de toată ziua, în locul Skodei, dar ceva îmi spune că și Skoda și Passatul B9 vor avea niște variante electrificate. Se va lua de pe idee, se vor amesteca, mă rog. Idee șaptele, dacă nu mă înșel. De șaptele răspunsul este, dar e extraordinar de scump. Acum. Da. Nu știu câți au citit știrea asta și mai ales dacă au înțeles semnalul tras. Fiat, marca italiană, face parte din Stellantis. Da. Și a fost o discuție la nivel de guvern italian cu Stellantis, că Stellantis nu mai promovează mașinile făcute în Italia. Și atunci Stellantis zice, păi, eu sunt un concern global. Global, doar că am stăgit și la voi. Îmi dați facilități, construiesc, nu-mi dați, nu construiesc. Și atunci Italia, unde știți că există expresia aia că dacă Fiat se simte rău, Italia tușește. Da. Guvernul italian a lansat
ofertă către alți producători automondiali, veniți și faceți fabrici aici pentru a contracara această politică Stellantis. Corect. Iar asta e un semnal, cum să spun, dacă îl înțelegem, este cutremurător. Adică un concern decide politica națională a unei țări. Unei țări cu tradiție în lumea auto, care a dat mașini emblematice. Ce se produce acolo? Vorbim doar de Ferrari, Lamborghini, Pagani. Da, vorbim numai de hipercaruri și supercaruri. Nu mai vorbim de Alfa Romeo, Fiat, Lancia. Vezi, legislația și tipul de legi date în ultimii ăștia 20 de ani cumva i-au ținut în lesă pe producători și țin în lesă pe producătorii auto. Norme, restricții, țaca-paca. Dar și ei contraatacă cu chestii de genul ăsta. Adică e o bătălie din care doar cetățeanul pierde. Da. Pentru că și unii și alții, și politicienii și concernele astea care construiesc mașini, ar trebui să vadă un pic, bă, nu, de ce facem lucrurile? Care e logica? Că bani noi avem. Noi nu suntem în găuri, că vindem mașini nu, de... fix doar pentru bani. Și ce fac cu atâția bani? Fix doar pentru bani. Gândește, de exemplu, faptul că nu mai este la anumite mărci bușonul de benzină. E o economie. O economie fantastică. Știu, fantastică, știu. Nu mai pui un ștergător pe lunetă. Mai multă economie. Motoraș, braț, ștergător. Cu toate că, dacă stai să te gândești, trebuie să înlocuim acel ștergător. Cât îl mai înlocuiesc? Nimeni. Da. Încurcate sunt căile marketingului și ale obținerii de profit, dar noi, în calitate de consumatori finali, suntem cei care achităm factura. Da, și cred că ne vom îndrepta, nu știu, spre genul ăsta de mașini de consum, la fel ca telefoanele. Mult mai ieftine cu preț de nou. Că asta iar e o enigmă a mea, care, bă, ajunsărăm să facem mașini mai pe nimic. Merg, norme de, au norme de poluare, au niște siguranțe la ei în cap, un pic de tehnologie. Pe bă, ce-am inventat în ăștia în ultimii ani ăștia? Nimic! Scuze-mă, am citit ieri o știre. Euro NCAP va da 5 stele doar dacă vor exista butoane fizice pentru anumite comenzi. Foarte bine! Deci nu o să mai fie doar tabletă, sau dacă e tabletă, 4 stele, iar 5 stele o să fie doar pentru cele care au un anumit număr de butoane fizice. Dar e logic lucrul ăsta. Îmi spui că nu am voie să folosesc un telefon mobil la volan și îmi pui un ecran care face același lucru. Păi care e diferența? Că ăla e fix în mașină? Mă rog. Dar, din nou, clientul final, pe termen lung, tot pierde. Întotdeauna. Și, sincer, din ce se produce în prezent, nu știu dacă peste 20-30 de ani vor mai exista mașini emblematice, mașini care să fie păstrate. Să zicem... Nu. Deja, în momentul de față, ceea ce se construiește are atât de multă tehnică încorporată, multe calculatoare, încât o simplă variație de tensiune, o simplă descărcare a bateriei va genera erori pe care tu, ca utilizator final, nu o să stai tot timpul cu resetare sau să te duci la servici să le șteargă. Da, și s-ar putea ca peste 20 de ani la o seria 7 din prezent să nu mai aibă diagnoză în servici. Să spună, dumne, nu mai avem calculatorul nostru, nu mai e compatibil, că nu mai avem software pentru el, nu mai avem... O luăm invers. Câți mecanici din ziua de astăzi crezi că mai știu să regleze o carburație cu carburator? Nimeni. Sau un reglaj de avans? Știu. De Dacia, clasic. Așa. Da. Asta se va întâmpla, într-adevăr. E un pic bizar și trist, dar n-ai ce să nu te poți opune progresului, dacă îl poți numi progres. Eu sper ca peste 10 ani, pe lângă mașina de navetă, încă o să lucrez, mai nou, în România se promovează sistemul japonez. Muncim până murim? E, cam așa. Nu vă faceți țepucul la servici. Puteți faceți acasă. Cu gluma. Ca să nu se considere accident de muncă. De rigoare. Dar mi-ar place să am o termică, ori ceva gen Suzuki Swift Sport, adică o bombă pe roți, da, cu 1.6-125 de cai, no, că cred că peste pur mecanic. În 10-15 ani vor avea două pistoane de 150 de cai. Nu, păi eu refer la o mașină de generația veche, 2007-2008, la care să n-ai calculatoare și cine știe ce, și pe care să o poți scoate în weekend la plimbare. Sau poate un E39, un E46,
Cred că e 60 o să fie. E ultimul care merge pe stradă, așa, știi? Am găsit un E60 acum. Oriental Blau. Trapă. 2500 diesel. Bun, bun. Automat. Cu scaune confort. 3200 de euro. Eu am primit un schimb pentru asta, iar mi-a dat așa un E60, dar era făcut o românească, era făcut 520 cu soapte 30. Mă tentase prima dată, zic, bă, da, ITP-ul, doamne, s-a rezolvat, bă, lăsați-le cu prostiile ăștia, nu. Sincer, cred că undeva vom duce un pic dorul mașinilor ăstra mecanice. Și, într-adevăr, simplitatea asta celor electrice va tăia un pic din locurile de muncă. Pentru că deja se vede chestia asta. Continental a trimis niște oameni acasă. Cu dus și întors, că uite, acum 3 zile BMW s-a asociat cu Entity The Data de la Cluj și o să aibă câteva mii de oameni de informaticieni români care vor lucra la sistemele, da, știu, BMW. Dar asta zic, adică cumva lumea auto, munca în domeniul auto se va transforma, nu vor mai exista așa de mulți pe partea de tehnică, pentru că mașina electrică e mult mai simplă, nu mai ai nevoie de aceleași complicăciuni, că până la urmă e mult mai complexă și complicată una pe... Eu cred că se vor inventa lucruri complicate. Da, și asta. Dar momentan, nu știu, suntem așa un pic la o cotitură și sper să cotim încet, dar bine și pe o direcție potrivită cumva, știi? Fă următoarea comparație. Producătorii, să spunem, cei europeni, la orice generație de mașină lansată, la orice facelift, la orice îmbunătățire, 2, 3, 5%. Vine Tesla, electric, și oferă, nu numai că oferă mult, dar pune și planurile, vreți să vă inspirați? Faceți-o, dezvoltați-o. Dezvoltați-o. În momentul în care e o diferență de gândire, de tactică atât de mare, părerea mea e că se vor schimba lucrurile și în domeniul producătorilor europeni. Pentru că nu poți să mai ofere doar 2, 3, 4, 5%. Uite, au venit producătorii chinezi. Tesla are fabrică în Germania. Prima. Nu cred că va fi și ultima. Da. Iar în Ungaria, pe a doua. BID va face fabrică. Apropo, și chiar văd Ungaria ca un potențial fabricant al multor mărci, să știi. Păi este. Deși e o țară cu populație mică, cam săracă în resurse, dar poate o ajută suprafața plană, autostrăzile, faptul că e un central amplasat european cumva și se poate pleca în orice direcție de acolo. Mâna de lucru, încă ieftină. Da. Dar vezi partea asta de resurse, asta mă... Eu mă așteptam totuși cu mulți ani în urmă ca în anii ăștia să avem în România mai multe fabrici de mașini datorită resurselor care România le are. Păi noi n-am făcut ce au făcut ungurii. În primul rând ungurii au tras niște autostrăzi stânga, dreapta, sus, jos, nord, sud, est, vest. Și relieful le permite. Da, dar la noi nu s-a vrut. Adică... Da, la noi nu, și la noi sunt cele mai scumpe din lume aproape. Păi, dacă nu mă înșel, nu știu ce senator sau deputat acum 2-3 ani a spus, păi dar de ce să fac autostradă? Să plece oamenii la muncă în străinătate? Păi oricum plecau. Da, pleacă adică... cu avion, le-ați făcut aeroportul, se dezvoltă aeroportul în toată România, gen la noi, la Brașov. Da, apropo de autostrăzi, cele două sectoare ale drumului expres Craiova-Pitești. Sunt petece în două zone. Nu, mă referam doar la primul sector și ultimul. A. Nu se mai lucrează pe ele pentru că toată lumea, respectiv Umbrărescu, s-a mutat pe autostrada Moldovei. Și uite așa, o facem ca la români. Adică ne necăm precum o etnie la mal. Da, mă, sunt multe. Dacă adică divagăm mult. Dar, apropo, ca să terminăm și episodul, că să nu lungim. Nu știu sigur să vă spun ce mașini vom conduce în 2035, dar sincer vă pot spune că România nu va fi tăiată de autostrăzi. Cel mult vom mai face niște breteluțe din astea, niște bucățele piș-picolo. Poate Bucureștiul va avea o centură în regim de autostradă. Poate și alte orașe vor avea centuri, dar România, să te urci Craiova, Botoșani și Satu Mare Constanța pe autostradă... Dacă ne uităm în ultimii ani, cam ăsta e pronosticul, să spunem. Da. Ce să mai... Daniel, hai să ne privăm cu range-ul ăsta. Că...
Să vedem cum se simte lumea de sus. Exact. Ne vedem cu bine. Dați un like și la Daniel, un like și aici, un abonează-te peste tot și ne vedem cu bine. Bye, bye!